La acestea, domnule ministru, dacă ați avea curajul de a merge cu trenul, câte grade sunt în tren? Ce se întâmplă? Cu ce viteză? Că o să ne spuneți și cu cât ați redus viteza. Sunt restricțiile specifice acestei perioade. Da, deci s-a constituit o celulă de criză la nivelul Ministerului Transporturilor în această perioadă de cod roșu și s-au luat măsuri foarte clare atât pe partea de CFR Infrastructură cât și pe CFR Călători. Toți șefii de unități și subunități sunt mobilizați la locul de muncă și raportează în permanență către conducerea companiei și CFR Călători și CFR Infrastructură, care la rândul lor îmi raportează pentru că personal mă ocup de această celulă de criză. S-au luat măsuri pe partea de infrastructură, s-au făcut intervenții și evaluări ale infrastructurii feroviare în zonele care sunt afectate de codurile roșii și în județele care sunt afectate. Totodată s-au dispus peste 500 de specialiști care vor participa în cursul... Ați găsit 500 de specialiști? 500 s-a suplimentat, da, din cadrul CFR Infrastructură, specialiști tehnici care vor monitoriza în permanență anumite evenimente care pot apărea pe cursul zilei de mâine și să intervină în același timp foarte rapid pentru remediere. Și vorbează de reducerea vitezei, într-adevăr, este și aceasta o măsură, reducerea cu 20-30 de kilometri. Păi dacă alea unele... care circulau cu 20-30 de kilometri la oră, domnule Fenechiu, circulă cu zero, practic, sună foarte bombastic, da. Așa, avem 500 de specialiști, dacă trebuie să reducem, astea circulau, da, unele dintre ele... Da, cu 20, 30, 40, vreau să spun anumite porțiuni. În general, eu nu sunt genul de persoană care se atacă unui crest în platou, cu atât mai puțin pe domnul Cuc. Eu cred că problema este foarte de substanță. Pentru că teoria asta cu a folosi o creangă pentru ca să, nu știu, să mângâi locomotiva ca să plece, nu este o chestiune extrem de inedită. Cu tot vedem de ani de zile în alte forme. Creanga e înlocuită de altceva. Aici problema este foarte serioasă. Avem bani, avem voință să investim în infrastructura feroviară sau nu? Pentru că altminte, domnul Cuc, viitorul ministru, următorul, poate să facă sute de comandamente, da? Poate să ducă viteza. Lucrurile nu se schimbă. Când afară ai 35 de grade sau 40 de grade, sau când afară sunt minus 20 de grade sau minus 25 de grade, oamenii corespunzători în gheață sau transpiră. Sunt probe. Raportul corpului de control, da, din timpul Ramonei Mănescu, că s-au dus la fie vechi trenuri, da, multe, de sute, doamna de Stancu, milioane. Avem instituții de control, doamnă, să le facă dosare, să-i lege. Care... Nu contează culoarea politică. Nu vă așteptați să apăr pe nu știu cine, pentru că nu știu ce partid. Nu, eu vă spuneam pe toți. După care, de pe la PSD, unii au avut interese să se ducă, indiferent de unde sunt. Transportul rutier și au mai omorât odată trenurile. Stați un pic, ministrul Răzvan Cuc, să fim serioși și corecți acum, preia o grea moștenire, totuși. O moștenire de vreo 20 de ani. Și acum, în prezent, ce exemple dai tu, acum, în prezent, e nevoit să... Ministerul, nu neapărat dumnealui, dar e nevoit să apeleze la tot felul de... Bine, acum putem să-i facem și o statuie, colegul meu, Răzvan Cuc. Nu vreau să-i fac o statuie, dar să fim... Păi, să mă iertă Dumnezeu. Stați un pic, dar situația în CFR și în infrastructura din România este veche de ani de zile, nu de acum. E adevărat, dar eu cu moștenirea nu mai pot zice. Niște lucruri esențiale. Deci, vorbim de trenuri, da, și ne uitam la materialul rulant. România a avut de îndeplinit pentru a putea accesa fondurile pe programul operațional de infrastructură mare, fondurile care sunt nouă necesare pentru construcția de autostrăzi, construcția, finalizarea coridorului 4 de infrastructură feroviară, mai multe condiționalități. Una dintre ele s-a numit înființarea autorității de reformă feroviară. Eu, când am venit în minister, am găsit blocat, pe mai multe pariere, dar printre altele și condiționalitățile pe care România le avea de îndeplinit pe partea de transporturi. Și fac referire la această autoritate de reformă feroviară. Pentru că principalul scop al acestei autorități este aceea de a achiziționa material rulant nou. Și are la dispoziție 300 de milioane de euro pentru a face acest lucru. Ajunge? Noi, în perioada următoare, și când zic perioada următoare, mă refer... De 300 de milioane de euro. Ajunge, domnul ministru, la cine ajunge? Ne ajunge să achiziționăm material rulant nou, adică, și să modernizăm. Adică. Să modernizăm. Parcul actual al CFR Călători este de 900 de vagoane. Din 900 de vagoane,
700 sunt modernizate, au sisteme de climă, celelalte 200 urmează să fie modernizate din surse proprii. Suplimentar se va achiziționa materialul rulant de care vă spuneam pe fonduri europene. Bun, deci de 300 reușit, de milioane am reușit să închid de euro, cât cumpărați, ce cumpărați? Nu pot să spun eu cât cumpăr, fiindcă se va scoate la licitație. Și bineînțeles, prețul va fi vă întrebam ceva banal la începutul discuției noastre. Dumneavoastră, câte grade sunt în trenurile astea 200 și dacă ați avea curajul de a merge cu unul dintre ele? Că general și sunt oameni naveti, sunt oameni care merg la muncă. Într-adevăr, cele 200 se trunse pe trase destul de restrânse. Spuneați dumneavoastră de viteză. Să știți că viteza nu este atât de mică pe cât considerați și pe cât se spune că este. Sunt și trenuri care circulă cu 100-120 km la oră. Avem tronsoane de cale ferate care sunt modernizate. Sunt și trenuri, iar, da, care ce, dar știți că în Europa se circulă cu 300 iar reducerea, de kilometri, 360. Reducerea că au făcut oamenii trenuri de mare viteză și în Franța și în Spania și în și peste tot, adică dacă noi zicem se circulă și cu 100, ce să vezi? Eu vă spuneam că ați spus la un moment dat că dacă reducem cu 30 nu mai circulăm deloc. La unele dintre ele pe anumite porțiune am și spus. Această situație este situația care se aplică doar în cazul codului roșu. Asta nu înseamnă că tot timpul se aplică această reducere de viteză. Dar vreau să vă spun un lucru, să nu credeți cumva că eu sunt mulțumit de ceea ce am găsit sau nu cunosc foarte bine situația. Lucrurile au pornit într-un ritm accelerat la Ministerul Transporturilor, s-au scos proiecte în acest an de investiții atât în infrastructura feroviară cât și rutieră cu peste 80% și în cazul căilor ferate am scos proiecte de 6 miliarde de lei pe tronsonul de modernizare pe coridorul 4 Brașov-Sighișoara. Deci lucrurile se mișcă pe rutier. Deși vorbim de feroviar, vreau să dau un exemplu. Dar investițiile publice pe acest an câte sunt? Până în luna iunie am transmis la ANAP pentru urcarea PSA pentru proiectare și execuție proiecte doar pe rutier în valoare de 15 miliarde de lei. Da, dar asta 15 miliarde în următorii ani, anul ăsta, potrivit datelor furnizate de colegii mei, planul de investiții publice înseamnă sub un miliard, la o țară cu 170 de miliarde. Știți cât s-a făcut anul trecut, câte proiecte s-au urcat pe SEAP? În valoare de 800 de milioane. Am zis și noi că a fost guvernul zero. Nu, eu vă spun ce s-a făcut în 6 luni doar pe rutier și vă spun și ce s-a făcut și pe feroviar și se va face în continuare. Pentru că la ultima audiere în cursul zilei de joi la care am participat toți miniștrii, am anunțat toate proiectele care mi le asum să le scot până la sfârșitul anului. Toate termenele care le-am transmis le-am respectat și tot ceea ce am promis că voi face, am făcut. Referitor la călători, la CFR călători, și aceștia au luat niște măsuri, bineînțeles, de remediere, de măsuri speciale pentru perioada zilei de mâine, când avem cod roșu. Au suplimentat de asemenea și ei cu personal tehnic, pentru că au oameni tehnici competenți, cu peste 300 de oameni care vor fi prezenți în trenuri pentru a remedia problemele care vor apărea la sistemele de climă în trenuri pentru a asigura condiții optime pentru călători. Și totodată în gări am prevăzut deja apă minerală și este pusă bine la punct o procedură în cazul în care sunt anumite defecțiuni care pot apărea trenurilor din cauza condițiilor meteo nefavorabile. CFR Călători va oferi călătorilor apă spre hidratare, astfel încât să fie toate lucrurile asigurate așa cu un confort minim cât e normal să doar aibă. Doar să vă asigurați să nu asta e chestiune de noroc până la urmă, să nu rămâneți mâine cu trenurile în câmp, de exemplu, la 40 de grade la umbră, nu la... Păi, da, asta s-a mai întâmplat. Codul roșu afectează și asfaltul, nu mai numai de tren. Da, categoric. Păi și aici s-au introdus restricții... Da, știu. O să vreau să vă întreb ceva care a produs de asemenea foarte multă durere, domnule ministru, ce faceți cu cele 3600, da? Așa am aflat, tot în urma unei tragedii de la Bistrița, recent, unde au murit 4 frați la trecerea pe calea ferată, fără barieră. Firește, o să vă întreb ce faceți acolo, o să discutăm și de avioane.